Claudiu Bleonț este în legătură directă cu noi pentru că astăzi, pe parcursul emisiunii, am primit această veste incredibilă, faptul că maestrul Ion Dichiseanu nu mai este printre noi. Salut, Claudiu, cred că și pe tine te-a luat prin surprindere. Știam că are ceva probleme de sănătate, dar parcă nicio secundă nu ne-am fi așteptat să citim și să aflăm vestea asta că maestrul Ion Dichiseanu nu mai e printre noi. Undeva suntem constant legați de ideea că vom trăi la nesfârșit. E o parte sufletească a noastră care, da, va trăi la nesfârșit. Pentru mine, omul ăsta, noblețea lui, farmecul lui, bogăția lui, căldura lui, rămâne prezentă. Undeva haina, cum va fi și a mea, se va rupe. El va rămâne... Va rămâne prin fata lui, care este superbă, rămâne cu impresiile pe care le-a lăsat în tot ce a făcut el. Că a fost o istorie. Acest om a fost o istorie și a lăsat parfum în urma lui. Nu sunt trist că a plecat. Pentru că știu ce a rămas de la Ion Dichiseanu. Și mulțumesc că l-am cunoscut, mulțumesc destinului că l-am cunoscut. Ce frumos ai spus, a lăsat parfum în urma lui. Da. Pare ciudat așa, știi că a fost un text, un cuvânt discreditat în comunism. Boier. Boierul nu înseamnă cineva care are hectare, păduri, mașini, latifundii. Boierul este o chestie de spirit, o căldură, o umanitate, o generozitate, o artă de a iubi. Ce femei frumoase a iubit Ion Dichiseanu. Și ce domn a fost. Da. Tocmai despre cine a fost Ion Dichiseanu, în câteva momente avem pregătite aceste imagini. Foarte frumos, pentru... foarte frumos, bravo. Vreau să te uiți și tu, Claudiu Bleonț, la ele și cei de acasă și să ne aducem aminte de maestrul Ion Dichiseanu. Dumnezeu să-l odihnească. Asta spunem și noi, Dumnezeu să-l odihnească. Oamenii de la noi sunt obișnuiți ca unii să nu se mai întoarcă. Și dacă nu se mai întorc, ce rost are să știi mai mult? Ion Dichiseanu iubea cinematografia, teatrul și muzica, dar mai presus de toate, iubea viața. Și a petrecut peste 60 de ani în fața spectatorilor și telespectatorilor. Își îndrăgea publicul și nu se vedea în altă parte decât pe scenă. Cum au fost anii ăștia pentru noastră? Muncă, muncă și iar muncă. Am muncit foarte mult să-mi fac numele ăsta, apropo de... Asta cu coceritul, cu ceritorul, că astea sunt drăguțe. Într-adevăr, mă ridic pe un piedestal, pe un podium care, după, e că merit. Eu zic, parcă mai era loc de ceva. Era tot timpul o prezență veselă și optimistă și, așa cum declara adesea, nu avea niciun regret. Suntem vibrăm de aceeași. Aveți regrete? Ce regrete să avem? A, că nu oprim timpul, așa cum îl simt acum. Deci ce realizat? Dumnezeu mi-a dat cât nici nu am visat. Uite, am fost un vers. Dumnezeu mi-a dat cât nici nu am visat. Tot, da, tot. Dacă ar fi să opriți timpul, da. Și ce când face? L-ați oprit? Acum. În ce moment? Acum. Uite cum l-ați oprit. Pentru maestrul Dichiseanu, vârsta era doar un număr. Nu-i plăcea să îi se reamintească de trecerea anilor. Se simțea mereu tânăr și plin de viață. Mie îmi place că sunteți așa cu poftă de viață și sunteți așa în formă. Câți ani aveți? Câți ani aveți? Cu bătaie. Cu bătaie? Cât? Un artist care se urcă pe scenă sau pe platou nu are vârstă. Mereu spun la toți care se mai interviu. Nu au nevoie vârstă. Dacă eu am forța, energie. Atâta energie și atâta poftă de viață pe cuvânt. Îți mai dau și ție pe cuvântul. Vă rog, unde tot, că mai am nevoie din când. Îți dau și ție din energie. Mai dați. Care-i problema? Cu sănătatea. Cum ați parcurs? Excelent. A. Așa cum, și bune și rele. Am avut mai multe accidente în film, m-au accidentat. Făceam pe cascadorul, mintea la 20 și ceva de ani. Corect.
nu lăsam casă. Mă rugam eu și din tren și de la etaj și pe cal și mă bădea. Adică îmi plăcea, știi? O dorința, așa simțeam eu. Așa cum am spus, eu n-am jucat, am trăit. Corect. Născut în Adjud în 1933, Ion Dichiseanu și-a petrecut o parte din viață pe scena teatrului Notara. Au urmat apoi zeci de filme, printre care se numără celebrele Toate pânzele sus, Pistruiatul, Titanic Vals, Burebista sau Trandafirul Galben. În 1979 a luat premiul Acin pentru filmul Clipa, iar în 2017 actorul a primit unul dintre cele mai importante trofee, premiul Gopo pentru întreaga carieră. A fost decorat de doi președinți ai României, în 2002 și în 2019, cu Ordinul Național Serviciu Credincios pentru prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit. Singura filă tristă dintr-o viață de poveste a fost amintirea lagărului nazist, acolo unde Ion Dichiseanu a fost închis în vara anului 1944, alături de părinți și cei patru frați. Eu am stat în lagăr, eram copil când am stat cu părinții în lagăr. Asta e altceva, o pagină tristă din viața mea. Când vreau evreii, zice, păi ce vârstă ai, mata? Păi atâta, atâta. Și ai stat în lagăr? Păi 10 ani mai puțin trebuie să ai. Pe tine te iubesc, femeie, pe tine te doresc, femeie, dai sufletului meu scânte, foc misterios. Ai fost și ești mereu, femeie, a fericirii viețiche, și pentru toate îți mulțumesc frumos. Tot timpul șarmant, Ion Dichiseanu se declara un bărbat dichisit și a construit reputația unui cuceritor, având mai multe relații cu femei frumoase, mai mult sau mai puțin celebre. Povestea de dragoste dintre el și fermecătoarea Sarita Montiel a făcut înconjurul lumii, dar cu toate astea, Ion Dichiseanu a spus întotdeauna că marea lui dragoste a fost cea care i-a devenit soție, Simona Florescu. Eu tot timpul trebuie să iubesc. Eu dacă nu iubesc, nu sunt eu. Asta e. Eu îl știu pe Neonică Dixon ăsta, cum îl spunea. John ăsta. Cunosc al dracu de bine. Cu toate că uneori zice, mă, cum zici pe nu mă recunosc, cum pot să-l gândesc, cum am putut eu să fac așa ceva. Da, se întâmplă, dar eu îl cunosc pe băiatul ăsta de care îl vorbesc. Și se înțeleg că și la ora... Eu, da, dacă nu iubesc, nu sunt eu. Mai bine sunt legumă sau iau o pastilă și îmi dau ceva și mă... Și la 83 de ani, toată să ai nu știu, nu cunosc vârsta care ai spus-o. Eroare. În 2017, Dichiseanu iubește. Așa, da. Ion Dichiseanu iubește. Iubesc al dracului. Fiecare înțelege cum vrea. Eu dacă nu iubesc, nu mă alimentez, nu mă încarc pozitiv pe bateria mea. Și pe cine iubiți, domnule Dichiseanu? Vreau să zic o prostie. Iubesc viața. Există o femeie care are grijă de dumneavoastră acum, cu care să vă întrețineți, să povestiți? Mă întrețin. Dar una anume, există cu care să vorbiți constant? După Simona Florescu? Pauză, vizităm menageria. Cu 34 de ani mai tânără, Simona i-a dăruit unicul copil, pe Ioana. Și chiar dacă cei doi au divorțat după o poveste de dragoste ce a durat 22 de ani, Ion Dichiseanu și fosta soție au rămas tot timpul în relații bune. A fost un mecanic bun în căsnicia asta, domnul Dichiseanu? Mai nu pot să spun, ci... A fost. Eu recunosc că a fost un mecanic bun, dar problema a fost în altă parte. Motorul scârția în altă parte. Dacă eu v-am greșit cu ceva, eu vă iert. Da, și asta ai văzut. Domnul Dichiseanu, ați avut vreodată vreun tipar așa de femei? Nu știu, v-au plăcut femeile blonde, înalte, scunde, nu știu. Vreau să vă spun un secret. Nu e totul să ai picioare din gât, cum se spune. Blondă, părul lung până la fund, frumoasă. Ta-ta-ta, pectoral, aici, pe fund, sexy. Bă. Poți să fii... superbă, o femeie. Desprinsă din soare, din lună, să fie o cadră.
dacă o femeie frumoasă nu are feminitate, nu e femeie. Ai capit? Ai capit că te amo? Ma tu stai indiferente. Dacă sei per la melodia. Ho capito che ti amo, ma tu stai indifferente. Io canto il mio amore per te. Questa notte diventa poesia, o sbaccette fare. Dai, fiți atent, legat de textul acestei piese. Ați iubit vreo femeie vreodată, domnul Dichiseanu, care să vă trateze așa cu indiferență? Da. Lor și vă iubesc. Maestru Ion Dichiseanu, la telefon cu noi este Paul Surugiu Fuego. În ultima perioadă știu că exista o legătură destul de puternică și profesională. Salut, Paul! Te îmbrățișez, Cătălin, îi salut pe toți telespectatorii tăi. Vedem fotografii cu voi doi și știu că vă legau foarte multe lucruri. Din păcate, vorbim de Ion Dichiseanu, de astăzi la trecut. Așa este și e trist că s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că, după cum vezi și tu, se strâng rândurile generației de aur și lucrul acesta este trist. Ce să zic, întotdeauna am știut că maestrul Dichiseanu e fermecător în povestirile sale, după cum ați văzut și în reportajul pe care l-ai difuzat. Avea un anume magnetism, dacă vrei, și niciodată nu te făcea să te plictisești. El era mereu în vervă, era vesel, era fermecător, știți? Dar vă mărturisesc că, dincolo de reflectoare, maestru era o pură inspirație și l-am cunoscut în ultimii 3-4 ani, am fost în cercul lui de prieteni, am avut foarte multe lucruri importante de învățat de la acest mare actor de teatru și film. Iar în 2019, nu știu dacă ți-aduce aminte, am realizat la Sala Palatului un moment alături de el, unde a plâns, a râs, a jucat memoria tuturor colegilor săi și marilor actorii plecați de altfel. Într-un vers formidabil pe care l-a scris Adrian Artene și Grigore Vieru, vreau să spun că am învățat de la acest mare actor că nu trebuie să existe nu vreau sau nu se poate. Am învățat că viața trebuie să fie neapărat un produs de lux la cea mai înaltă clasă, care nu e negociabil și care întotdeauna, dar întotdeauna, Cătălin, trebuie să-și găsească posesorul cu inima deschisă. Cât de frumos! Îl iubesc pe acest om de la care am învățat enorm de multe și fiecare întâlnire cu maestrul Dichiseanu a fost o experiență de viață. L-am iubit și îl iubesc pentru omenia sa și pentru boemia romantică pe care, atenție, noi am cam uitat să o avem. Boemia aceea pe care o aveau mari actori de teatru și film din generația lui. Da. Acesta e caracterul lui Ion Dichiseanu, dacă vrei, și poate că rolul la care a lucrat mereu, adăugând noi și noi experiențe, este rolul acesta al vieții. Viața lui, care a fost o viață plină, o viață frumoasă, o viață pe care a trăit-o până în ultimul moment. Paul, îți mulțumim mult de tot și încă o dată condoleanțe familiei și oamenilor care l-au cunoscut și oamenilor care au fost apropiați de maestru Ion Dichiseanu. Iar emisiunea de astăzi, o închidem așa cu o poză din platoul emisiunii noastre, este din 2009. Aici o vedeți pe Greta, iar poza asta a fost cu distribuția din toate pânzele sus, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Ion Besoiu și Ion Dichiseanu, niciunul dintre actorii care au făcut parte din distribuția acestui film celebru, Toate pânzele sus, nu mai este. Da, Greta a găsit poza asta și ne-a răscolit un pic așa pe toți când am văzut cum trece timpul și cum se duc oamenii valoroși. Dumnezeu să-l odihnească pe Ion Dichiseanu și un gând bun și de la dumneavoastră pentru el și pentru familia lui. Noi ne vedem mâine la ora 3.